Prințul Cristea a ieșit astăzi din casa abiat pe la 3 după amiază, îmbrăcat sport și plin de avânt. Fotbalistul a luat-o la fugă spre mașina care l-aștepta în fața blocului. Adi, ce faci? Unde pleci? Unde te duci de 1 mai? Unde? La mișcare? Ai văzut-o pe Bianca aseară? Ce ai zis de tine? Ți-a dat bani? Nu mă interesează ce zice Bianca. Nu a părut tocmai încântat să audă de fosta amantă. Probabil deranjat de dezvăluirile făcute de roșcata aseară. Adi, stai și cu noi de vorbă puțin? De Bianca. Ai cerut-o în căsătorie pe WhatsApp? Nu mă interesează ce spune Bianca și... Păi, zice că ți-a dat 1500 de euro. Ce? Nu mă interesează. Ai de gând să-i dai bani înapoi? Întrebare fără răspuns. Și cum de ceva vreme prințul nu mai joacă la nicio echipă, s-a reprofilat pe un alt sport. Știi ce mă surprinde cel mai tare? Că nu e în costum? Că nu e în costum. Păi nu s-a dus la tenis, ar fi păi fost da, de ce? În costum. Dar el tot ce face, face în costum. Nu mă pune să pun o întrebare nepotrivită pentru ora asta, te rog. Da, facem costum. Da, sper ca Adrian Cristea să accepte provocarea. Ar fi foarte interesant să vă văd aici față în față. Da, foarte. Tu ești ok? Da, bineînțeles, îl aștept de azi dacă vrei. Perfect. Mulțumim foarte mult.